Revenim după această scurtă pauză promoțională cu invitatul meu, Romeo Ștefan, cu Țuțu. Am vorbit într-o primă parte despre ce s-a întâmplat la campionatul european, acolo unde el a arbitrat alături de colegul lui Bogdan. Și am aflat câteva lucruri care stau la un moment dat să ne pună pe gânduri, lucruri care sunt veridice, lucruri care până și lui Romeo i s-au părut la un moment dat câteodată pline de nonsens, dar iată, până la urmă s-a dovedit a fi un lucru benefic, câtă vreme el s-a întors în țară cu atâtea experiențe, cu atâtea plăceri venite dintr-o parte a lumii în care handbalul, iată, capătă niște proporții deosebite față de ce se întâmplă măcar la noi. Această pandemie, din punctul tău de vedere, și vreau să reiau de aici, până când crezi că va mai dura? Eu zic că nu o să mai dureze mult, pentru că lumea ușor, ușor se va obișnui cu acest virus. Din câte observ eu, și varianta asta a treia, care, sau cum a patra, Omicronul, cinci, Omicronul. Nici nu mai știi care. Nici nu mai știi. Numărul. Da, nu mai știe nimeni nimic. Da. Mi se pare mult mai ușoară. Deja lumea nu mai e atât de speriată. Însă nu trebuie neglijată, mai ales pentru cei care au anumite probleme de sănătate. Mm-hmm. Chiar pot fi, poate această variantă să fie și mai puternică. Și mai... Ai văzut palatul ăsta al sporturilor de la Budapesta? Da, este. Enviem ăsta, bănuiesc că este vorba despre o citadelă. Da, este ceva de nedescris, este ceva deosebit și îmi doresc foarte mult să reușim să avem și noi în România așa ceva, cu toate că trebuie să ne gândim și pe partea asta altă de a o umple, să spunem, să vii cu evenimente în așa fel încât să poți să și produci. Că dacă nu produci, degeaba o faci. Degeaba o faci. La ei văd aici, uite, chiar mi-am notat, campionatul ăsta urmează la anul sau peste 2 ani campionatul european feminin, care tot acolo se va desfășura. Campionatul mondial de handbal feminin în 27, am înțeles că tot în MVM Arena. Crezi că în fiecare an au Final Four-ul. Final Four-ul și anul acesta. Dacă am înțelege toți că sportul pe orizontală produce bani, ar fi ideal. Dar de ce nu se înțelege treaba asta? Pare a fi evident. Gândiți-vă 22.000 de oameni care sunt într-un palat ca acesta. Gândiți-vă în afara lui câți vând floricele, câți vând sucuri, câți vând apă, câți vând orice se vinde acolo, orice se vinde. Pentru că mi se pare corect ca să vină omul cu copilul și vrea un fular, vrea o apă, vrea un suc. Un fanion, o insignă. Iar eu nu pot să uit când am fluierat o dată la Kiel am fluierat, Kiel cu nu mai știu cine, și cu 20 de... cu Barcelona. Nu, încă. Sper. Cu 20 de minute înainte de meci nu era sala aproape goală. Și exact cu 5 minute, 10 minute a început să se umple. Pentru că oamenii erau la încărnat afară, la o bere, da. La o socializare. Adică dacă am înțelege că pe orizontală sportul produce, ar fi ideal. Și mă dau iarăși exemplu Ungariei care au venit, francezi, norvegieni, danezi. Ăștia au cheltuit bani. Au cheltuit acolo, bani în țara respectivă. Cu cazări, cu mese, cu avioane, cu toate alea. Cu tot. Banii ăștia se întorc tot în comunitate. Dar ca să poți să primești banii ăștia, trebuie să și investești. Păi atunci, normal, unde? Bagă în sala. Nu neapărat, este vorba de ca să poți să iei o competiție. Eu aș organiza o competiție. Am fost astă vară, pentru că sunt și observator de handbal, de beach handbal, am fost la un campionat european de beach handbal în Bulgaria. Un rulaj de 1 milion de euro. În Bulgaria, la Varna. Ma. 1 milion de euro rulaj. Gândiți-vă, Varna, lângă noi. Deci rulaj pe 2 săptămâni de 1 milion de euro, pentru că fiecare echipă plătește. Și ce mai e și de la guvern? Gândiți-vă ce de bani se pot face pe o competiție majoră. Că este handbal, că este fotbal. Ți-a cerut cineva părere? Da, nu. Nu. Dar n-ai voie? Adică poți să descrii o stare de fapt? Eu pot să descriu oriunde. Pare că nu se interesează nimeni? Da, acum trebuie să fim și obiectivi și realiști, că în România, la momentul actual, sportul ca și cultura nu prea mai există. Adică tot ce de fapt ar trebui să existe. Ai dat două exemple mai rupt.
Da. Păi o țară fără sport și fără cultură va zic că da, nu există. Și vă repet, noi nu mai avem nici cultura, ca să revenim iar, cultura sportului. Copiii nu mai vor să facă sport. Copiii nu mai vin cu plăcere. Noi acum, tot din cauza acestui nenorocit de pandemie, mai avem competițiile școlare, între licee, între școli. Acolo o mică emulație. Mai plecai cu copiii, mai... Ne-a omorât aceasta. Nu mai e nici ne-a omorât. Deci ne-a omorât. Ne-a omorât. Nu vă mai spun că și părinții au partea lor de vină, pentru că părinții, în loc să-i ducă, îi ducem la pregătire, la pregătire, la pregătire, la pregătire. Da, e terminat. Și îi terminăm cu tot, că nu mai au timp. Spune-mi, te rog, ce ar trebui să facă România pentru a putea reintra în lumea bună a handbalului european? Eu consider că România este pe drumul cel bun și o să reintre. Are nevoie de un pic de șansă. Că în viața mai e nevoie și un pic de noroc. Au avut Doamne, un pic. Ne agățăm de norocul ăsta. Da, eu zic că se lucrează. Au început să avem niște centre naționale, niște copii foarte buni. Important este să reușim să-i aducem copiii ăștia, tinerii ăștia, în Liga Națională, unde ei trebuie să joace. Cum faci? Eu sper că se va termina și cu acest mercenalism la nivel de echipe de club. Crezi tu? Eu zic că da, pentru că la un moment dat primăria... Nu-mi spune ce e moral. Păi nu, va trebui, pentru că nu o să mai se bage bani atât de mult în jucători străini. N-ar trebui să mai bage. Și asta trebuie să intervină, în primul rând, guvernul. Da, Țuțu, sunt de acord cu tine, dar uite, ne uităm la televizor și vedem mari meciuri ale campionatului european, mari meciuri ale competițiilor europene, mari meciuri ale țărilor. Vedem. Uite, din Germania, vedem din Ungaria, vedem echipe excepționale. Văd în 7 oameni care sunt titulari pântăreni, 5 sunt din afară. Da. Și nu numai la handbal. Da, da, vorbim de sport în general, nu vorbim neapărat de handbal. Da. N-ai cum să-i oprești pe ăștia să vină la tine în țară. Da, din privat. Corect. Aduci banii din privat. Da, sunt de acord cu tine. Adică... Și restul, tu vorbești despre... Niște bani veniți printr-un ajutor de la guvern, de la ministere. Da, dar așa trebuie să vină pe copii în special. Pe copiii tăi? Pe copiii mei. Adică trebuie banii noștri, banii în copiii noștri. Iar dacă vrei să aduci, să faci o echipă cum e Ghioru, aduci din privat. Ce ok. De care să ocupe Popescu SRL, care să-și facă echipa lui, poți dacă dai, vrea. Poți să dai 50.000 de euro unui jucător, n-am nicio fel de problemă, dar din privat. Care e cel mai scump jucător de handbal al lumii în acest moment? Plătit vorbesc așa. Cred că Mikkel Hansen, Karabatic, am înțeles din ce am mai înțeles eu așa pe surse, că deja i s-a scăzut un pic salariul de la 100.000 la 60.000 pe lună. Adică a acceptat un pic o diminuare, da. O micșorare. Da, nu, handbal la nivel înalt se plătește foarte bine. Și mi se pare oarecum logic, pentru că handbalul în Franța, handbalul în Germania produce. Uite, mă uitam acum și în Suedia. Mă uitam și în Danemarca. Mă uitam țări care n-au, cum să spun, o cultură pentru sport. Da, și țări mici. Islanda. Fotbal, handbal și tot. Uite, ce vedeam aseară o știre la posturile de televiziune cum că Danemarca a eradicat complet acest virus. La ei nu mai e nevoie. Te duci, poți să te duci, vaccina, nevaccina, nu e niciun fel de problemă. Da, pentru că lumea se va imuniza, se va obișnui cu acest virus. De ce a trebuit să facă Danemarca primul pas și de ce n-a făcut primul pas Bulgaria, România? Poate că sunt mai puternici, mai bine, nu știu ce să vă zic. Hai să intrăm pe o pantă descendentă, că până acum am mers mai de sus. Spune-mi, te rog, handbalul din Prahova. Crezi că se poate și mai jos decât atât? La momentul actual, eu consider că handbalul din Prahova este într-o reconstrucție. Auzi, dar de când e reconstrucția asta, că m-am săturat? Eu nu, cred că nu o să mai apuc. Iarăși mai vorbim de partea financiară. Și dacă ai parte financiară, dar există niște grupe și consider că ar trebui un pic să ne punem la o masă toți cei din handbalul prahovean, să facem o discuție. Pentru că să știți că handbalul la nivel de județul Prahova este foarte bine reprezentat. Avem Brazi, avem Izil, avem acum Câmpina, fete mici, avem Breaza, în Ploiești avem CSS, CSM, sunt și un club privat. Sunt niște perspective. Dar
Am văzut că acum la Consiliul Județean s-a încercat un proiect pe termen lung și pe parte de a dezvolta handbalul în județul Prahova, ceea ce este foarte important. Că dacă ne apare un centru și la Măneciu, că a apărut un centru la Măneciu sau la Ciorani, este foarte bine pentru handbal. Că până la urmă, ăsta este rolul. Eu am înțeles. E ok. Dar nu te poți bate cu o echipe gen CSM cu buget de 3 milioane, 3 milioane și ceva de euro. Gen Bistrița care acum a luat-o... Dar ce are, domnule, Bistrița asta? Dar ce are, domnule, că Bistrița asta după ce m-am uitat și eu pe hartă, că ce-am mai făcut și eu când eram mai mic, școală? Are păi pe lângă Prahova e un nod. Are un om care își dorește să facă handbal acolo. Ah, deci tot de oameni. Păi ce facem? Noi nu alegem oamenii care trebuie sau nu avem noroc de oameni care să iubească sportul? Eu sunt convins că se vor așeza lucrurile. Momentan mai omor. Se vor așeza lucrurile. Păi nu știu ce să vă spun în condițiile în care la momentul actual pentru copii și juniori sunt asigurate toate resursele necesare. Problema este un pic mai departe. Știți-vă că am reușit să facem o echipă de basket, că am văzut amândoi meciuri. Și mi-aș dori ca să ajungem și să avem și basket masculin și basket feminin. Cum era odată. Și handbal masculin și volei chiar. Ca atunci când eu mă duc cu copilul meu să-mi aleg, tată, unde mergem astăzi? La volei, la volei. La basket, la basket. Adică este foarte... Cum era odată. Da. Eu unul personal vin cu cea mai mare plăcere la basket. Este o bucurie. Și n-am lipsit decât când am fost plecat. Este o bucurie să văd emulație. Am văzut acum copiii de la basket în tribună. Au model. Au model, ceea ce este foarte important pentru noi. Sigur că da, contează. Deci contează este foarte de mult. Iar orice copil din tribună își dorește, bă, vreau să ajung și eu ca... Ăla. Nu știu cum îi cheamă. Că da, da, da. Ca Vlad Negoițescu, că îl cunosc, da, 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 prieten. Da, da, da. Adică este mare lucru că au model. Și faptul că au făcut această echipă pentru mine este fantastic. Păi și faptul că ai la ce să te duci. Hai să avem petrolul serios. Care petrolul e al nostru și avem basketul. Poate o să reușim... Care basket e tot petrolul. Avem două echipe de petrol. Da, da, da. Mie mi-ar plăcea ca toate echipele din Prahova să numească petrolul. Este fantastic. Acesta să fie logo-ul orașului. Și așa este. Așa și ar trebui să fie. Am avut acum meci la Baia Mare duminică și am acolo niște cunoscuți. Și toată lumea m-a întrebat. Ce face petrolul? Uh-huh. Dacă avem petrolul și la handbal și la basket, ar fi fantastic. Ar fi, într-adevăr. Da, da, da. Spune-mi, te rog, ce ar trebui mai întâi să avem? Sportivi? Tehnicieni? Oficiali? Ce? O echipă. Iar o echipă înseamnă... Cine face echipa asta? Nu, echipa asta trebuie să fie așa. De la conducător, la antrenor... Bă, avem conducător noi? Acum vreți să mă blocați. Nu, chiar nu vreau să te blochez, pentru că, uite, l-am auzit pe unul odată zicând, zice conducător, stai pe conducător, pot să fiu și eu. Nu vreau să dau exemple. Da, nu... Dar îi zic, ce înseamnă conducător? Să dictezi, să fii conducător pe banii altuia? Da, e o discuție mult mai amplă aici, pe partea asta, la altă, dar la momentul actual, ca și în societate, există animozități, există discuții, dar eu zic că se așează lucrurile. Și se vor așeza lucrurile în condițiile în care... În ce perioadă de timp? Adică să știu și eu dacă mai apuc. Apucăm. Eu zic apucăm. Și poate împreună... Dacă nu trăiești mult, da, apuci. Am înțeles. Spune-mi tu, de ce, din punctul tău de vedere, de ce crezi tu că lumea, această lume a afacerilor, ocolește sportul? Eu cred că nu ocolește numai sportul, ocolește tot lumea afacerilor. Pentru că nu există o legislație pusă la punct. Oamenii se tem să vină către sport, să vină către cultură, că vorbim tot de cultură. Oamenii se tem un pic pentru că nu i-ajută cu nimic statul. Crezi că e vreo păcăleală? Se gândesc că ar putea fi furați? Nu de furat. Nu e vorba de furat. E vorba că dacă eu dau 2 lei, vreau să am și eu o facilitate. Cum mă doresc că în Ungaria există. Dacă vă uitați, an de an există Veszprém Telekom, Veszprém MKB. Deci tot timpul vine cât un sponsor mare. Dar cred că vine un pic redirecționat. Adică te duci acolo... Și dai banii și nu-mi dai mie banii la stat, îi dai acolo. Cred, bănuiesc, n-am informații. Păi cum adică bănuiesc? Este 100% real. Da, și atunci statul trebuie să vină un pic să te ajute și pe tine ca privat. Și dar ce să facă? Să-ți impună? Nu să-ți impună. Dar ce? Cât ai să-mi dai pe an? 2 milioane de euro
zic așa ca idee. Suțu, cine trebuie să facă discuția asta? Că noi vorbim la emisiunea asta, ne ascultă, uite, 5 persoane, din 5 persoane poate că o persoană este interesată pentru asta. Da, eu asta vă spun, dacă guvernul sau prin minister sau ministerul prin guvern vin cu soluții de fiscalitate să-i ajute firmele să îi sprijine un pic, bă, duci banii acolo, dar nu mai îmi dai mie la stat. În schimb, statul, dacă ar putea să ia cu două mâini, ia cu două mâini. Și știți bine că toată lumea are probleme cu... Da? Este adevărat, da, adică ce să spunem că nu. Aici este problema, legea sponsorizării, să fie mult mai clară și mult mai exact. Îi dai acolo sau îi dai partea sălaltă. Dar parcă ar trebui să fie un pic de transparență mai mare. Asta e... schimbăm noi acum sistemul. Tu ai putea să conduci astfel de structură? La momentul actual nu știu dacă aș putea să o conduc. De ce? Că sunt, văd, mult, uite, mai, sunt mult implicat pe partea mea cu arbitrajul. Eu te-aș scoate de la partea asta cu arbitrajul momentan, și te-aș băga aici. Sau nu vrei? Nu, momentan este foarte bine pentru că ceea ce simt în teren este unic, este rar. Și ce vrei? Adică peste 3 ani să te apuc de treaba asta? Păi vezi, de-aia ți-am spus că nu mai avem timp. Avem timp să fim sănătoși. Da? Putem să fim sănătoși. Dacă suntem sănătoși, se pot face. Eu sunt convins că se pot face lucruri foarte frumoase. Și... dar cu răbdare. Deci dacă ar fi să soliciți un ajutor în momentul de față, dintr-o astfel de postură, cui ar trebui să îl soliciți? Să mă apuc eu, bani, să cer eu. Nu, ar trebui să ne punem la masă tot ceea ce înseamnă structuri sportivi, oameni care s-au lovit cu experiență, puse cu primărie, cu cine consideră lumea, cu oameni de afaceri, ne punem la masă și putem să gândim un proiect pe termen lung. Atât pe toate sporturile, copiii trebuie să facă sport. Asta trebuie să fie până la urmă motoul nostru și copiii trebuie să-i aducem în săli. În săli, pe terenuri, în sport. Pentru că vă spun... Ce să-i faci, mă, cu biciu? Cu ce copiii nu mai vin. Cu arcana? Copiii nu mai vin. Să-i obligi, să le dai 10 la sport. Nu-i mai încântă nimic. Deci putem să-i le dăm la sport cât vreți. Păi nu, ei vin cu scutirea medicală și atât nevoie. Asta este altă problemă a părintelui. Păi nu e a părintelui neapărat, pentru că el se duce și ea singur. Este și a părintelui, că părintele, în loc să-l ducă, du-te mă și fă mișcare, părintele, ca să aibă copilul nota 10 la sport, ca să nu-i strice media generală, îl scutește. Păi și doctorul de ce-i de atunci? Că e prieten cu părintele? Păi tu vezi, mă, că ne furăm unii pe alții. Asta este concluzia. Iar de asemenea, eu, poate iarăși acum o să deranjez un pic prin ceea ce spun. Eu consider că nota la educație fizică și sport ar trebui să fie doar un calificativ. Exact. Ca și la desen. Eu, de exemplu, mă pui pe mine să desenez, că n-am nicio treabă. N-am nicio treabă cu desenul. Vin la oră, stau cu minte, în loc să-ți fac casa dreaptă, ți-o fac strâmbă și îmi pui 8. Dar eu poate nu am talent. Dăm calificativ sau la muzică. N-am nicio șansă să cânt. Pot să fac orice. N-am nici cea mai mică șansă. Asta a fost dilema vieții mele. Eu am fost într-o clasă absolut excepțională. Absolut, când spun absolut, absolut. Adică nu era elev în clasă care să fie mai jos de nota 7,5 la Caragiale. Excepțională. Adică te trăgea după tine, efectiv. Un toată lumea. Foarte mulți colegi dintre ai mei aveau părinții profesori în școală. Era absolut ireal, ca ăia era clar, absolut toți erau cu 10 pe linie. Dar nu pentru că erau... cei mai buni. Nu pentru că erau să făceau probleme cu părinții, chiar erau deștepți, era investit în ei. Băieții erau și fetele erau excepționali. Au ajuns pe toată lumea asta. A trebuit să mai rămână câte unii și pe acasă. Dar, crede-mă, cât ar fi fost de bun la sport, ăla nu putea să fie ca mine. Da, e fiecare cu talentul lui. La desen nu avea cum să fie ca altul. Da. Ăla la matematică erau Dumnezei. La română erau Hristos. Asta vreau să evidențiez acum. Copilul trebuie să vină de plăcere. Să vină la sport, la educație fizică și sport. Da. Deschidem dulapul. Ce vrei să jucăm astăzi? Badminton. Ia rachetă, joacă badminton. Este important ca nu mișcare, să facă mișcare, să-i miști un pic din banc. Că, repet, la desen nu mă pricep, la muzică nu mă pricep, da.
dar la sport fac și eu ca dumneavoastră. Mai ți-aduce aminte când la orele de sport alerga, sărei peste, era proba aia cu săritura capră. Peste cal, capră. Capră, gladă. Te rog să mă crezi din acum, din 50, din două clase. Din 50 fac pariu pe cât vrei, că 40 dărâmă capra. 100%. Paradoxul știți care e? Nu fac educație sau nu fac sport sau nu fac mișcare deloc și vor după clasa 12 să dea la poliție. Da, este ceva... De unde până unde? Și dintr-o dată își dau seama că au pierdut timpul 12 inutil. Ani și vin acum și investesc bani mulți ca să poată să facă pregătire ca să ia proba sportivă. Poliție, jandarmerie sau toate structurile astea care sunt. Ca să poată să ajungă vesticul și, acolo... și când vine ăla și face un procedeu pe stradă, nu știu ce, rămâne polițistul luat. Ca să nu mai zic că vin și când a spus jumate dintre ei, nu că dărâmă, împușcă capra. Împușcă capra, așa este, ai dreptate. Am ajuns la echipa, ai pomenit la un moment dat, a fost așa ceva adiacent, la echipa de handbal feminin, activul al Consiliului Județean. O echipă care a fost în prima ligă, care a retrogradat, care a venit la un moment dat cu idei noi și cu forțe noi și a spus că într-un an de zile va promova, va repromova. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Se întâmplă pentru că nu există valoare, că nu sunt... sportive de calitate, trebuie investit mai mulți bani. Eu zic că se încearcă să se creeze o piramidă la nivel de junioare cu finalitate exact echipa de senioare. Dar și consider că la momentul actual, dacă se va reuși să facă această piramidă în 3-4 ani de zile cu jucătoarele noastre, ale noastre, se poate promova. Acum, sincer, să vii cu un buget de 1 milion, 1,5 milioane de euro, să vii cu mercenare, iar copiii tăi să nu aibă șansa să... Da, tu ești clar împotriva lucrurilor astea, mi se pare normal. Eu nu sunt împotriva... Eu parcă aș zice să punctez cu 1-2 buni pe lângă ai tăi. Atât, dar momentan noi nu avem... Acum există o echipă de junioare, cred că 2 sau 1, nu știu exact, care sunt câteva... piese, potențial de a urca către echipa mare. Plus, dacă se reușește să se pună la masă toată lumea, să reușim să luăm tot ceea ce este mai bun, din la Mizil, de la Breaza, de la Ploiești, făcute aici pe piramidă, eu sunt convins că în câțiva ani de zile se poate face o echipă doar cu ai noștri. S-a făcut o discuție de genul ăsta? Se face, da, se face. Am înțeles că există un proiect. Am mai avut discuție și cu domnul Silviu Crângașu. Încearcă să... El e responsabilul din partea activ Prahova. Și încearcă să rezolve, a plecat pe această piramidă, ceea ce este, din punctul meu de vedere, este drumul cel bun. Ar trebui ca să facă ce mai mult decât face? Păi momentan a început să facă piramida. Dar trebuie să mai așteptăm un pic, că nu poți să bazi din palme. Uh-huh. Adică, gândiți-vă la buget. Deci, Buzăul 2 milioane de euro. Bistrița, cred că 3 milioane de euro. CSM-ul, mi se pare mult. Mult, da? Se pare mult. Și aici ăștia cât? Nu știu, chiar nu știu. Așa, orientativ, vor avea 500 de mii? E posibil. Nu știu. Chiar și nu știu. Atunci cum să te bazi, mă? 500... Asta este ideea. Că niciodată nu poți să te bazi 500 cu 3 milioane. Mă uit acum la Deva. Deva s-a zbătut, am trecut să promoveze. A promovat. Așa cum a promovat, pică. Uh-huh. Atunci ai cheltuit 500-700 milioane de euro pe geam. Ce vine? Ce spune presa de la Deva? Ce ar trebui să spună? Uite, tu ești ziarist la Deva. Ce ar spune despre treaba asta? Că ne-am intrat în ligă ca să picăm. Și ce rost are să nu... Sau ce? Ne-am bătut joc de bani. Hai să spunem și așa. Nu mai bine băgăm banii în copiii noștri? Zic și eu, poate greșesc. Da, nu, de ce să greșim? Asta sunt niște chestii care... Facem o piramidă și în câțiva ani de zile să avem de-ai noștri. Mai vorbim și de băieți? Aici, pe la Păiești? O să vorbim, dar peste ceva timp. Eu zic că și la băieți. Deci, te-am urmărit în ceea ce ai spus. De la 5 întrebări, dintre care 3 consecutive, ai spus o să și în timp relativ scurt. Asta gândind 2, 3, 4 ani. Există un potențial atât la fete cât și la băieți. Avem Brazi, o echipă bunicică. Avem CSM pe junior 2, junior 3 cu o echipă de turneu final.
La fete, la fel, avem două echipe, Activ Prahova, Plopeniu, care are ceva jucătoare, CSM Ploiești, adică potențialul există. Singura chestie care trebuie să o facem, ne băgăm, punem la masă, să avem aceeași linie. Asta e cel mai ușor lucru, să te pui la masă, de ce vorbim la masă? Păi nu, să găsim, să ne punem la masă, să găsim linia în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită, iar handbalul să fie acolo unde a fost. Să știi că timpul alocat emisiunii au la sfârșit? Cam repede. Păi, o să facem o întâmpinare la conducere să mai suplimenteze timpul alocat acestei emisiuni. Am înțeles că la sfârșitul lunii o să te întâlnești cu un bun prieten cu care ai mai fost zeci de ani. Mi-aș dori odată dacă ați putea să chemăm. Eu sunt un pic... Vorbesc de Cristi, da, Oprescu? Sunt mai sentimental în felul meu. Pentru ei și pentru mine m-aș bucura să aduc aici toți cei care au făcut ceva pentru arbitrajul Prahovean. Păi să știi că... Și am vreo 3-4 exemple, oameni care au, de la care eu am învățat, poate eu am fost exponentul lor, pe șansă, pe noroc, pe... E o conjunctură în viață, dar eu mi-aș vrea să-l am pe Cristi, de la care am învățat foarte multe, pe Nea Luci Condruț, pe Nea Tavi și tot ce de la care eu am învățat. Hai să încurajăm o chestie de genul ăsta și dacă nu e să o facem măcar la o masă, așa cum îți place ție să spui, să deschidem o masă a discuției, măcar să vină în stadion și să facem o emisiune. Oricând, eu vă aștept, eu vreau să facem și aș vrea, pentru că cine nu are trecut, nu o să aibă viitor. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Susu pentru prezență și să vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a Neconvențional. Numai bine, la revedere!